Se spune ai carte, ai parte, iar dumneavoastră veți avea parte de o incursiune într-un segment al cărții cu mesaj creștin, prezente la Târgul de Carte Gaudeamus, ediția 2017, Cluj-Napoca. Pe de o parte, editura GBV este o editură care n-a lipsit decât o singură dată de la Gaudeamus Cluj-Napoca și nici atunci n-a fost alegerea lor. Pe de altă parte, editura Casa Cărții a fost la prima participare în Cluj-Napoca. Vă invit să facem cunoștință și cu unii și cu ceilalți. Editura GBV, de exemplu, are această particularitate. Oferă în dar cărți și diverse materiale cu mesaj creștin. Cărțile sunt date fără... Se dau gratis, dar nu sunt gratis. Să știți că v-am auzit spunând asta unui bărbat care a venit să ia cărți de aici. I-ați spus lucrul ăsta și lui. Deci sunt plătite de cineva care are inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că adevărul să fie cunoscut de oameni, ca oamenii să fie mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Pentru că, vedeți, noi oamenii căutăm să ne ascundem după degete. N-am avut ocazie. Discutam cu cineva și am zis, ce se făcea oare românul dacă unii credincioși de peste hotare nu livrau masiv Biblii gratuit? Înainte, pe vremea comunismului? Da, și. Pentru că, ce cum să dau bani pe o carte care întrebe pentru veșnicie? Dar dacă este vorba de vremelnicie, nu contează cât e că dăm. Ăștia suntem, deci nu arătăm cu degetul, dar asta e realitatea. Haideți să vedem ce-i GBV-ul și cine susține financiar lucrurile care se oferă gratuit aici. GBV, de fapt, este Gute Boscha Verlag, editura Vestea Bună pe limba noastră. Este o editură din Germania care în zeci de țări sponsorizează literatură, misionari care duc adevărul cuvântului Dumnezeu. Ce vrea să facă GBV-ul? Că mult mă întreabă ce culoare. Fără culoare. Zic, dacă îmi găsiți undeva scris într-o carte o denumire a unei confesiuni, spune cuvintele care sunt relatate, spune așa vorbește Dumnezeu. Deci noi trebuie să vorbim, așa cum spune în Scriptură, cine vorbește să vorbească cuvintele Dumnezeu, nu a oamenilor. Înainte era doar J.N.D., fără darbi. Nu era numele autorului? Nu conta, ca să nu te lauzi cu autorul, ci să te lauzi cu dătătorul darului, cu Dumnezeu care a dat darul oamenilor ca să vorbească pentru mântuirea celor care se pocăiesc și cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta e mântuirea. Nu să faci ceva, să primești ce este făcut. Domnul Iisus a făcut tot, trebuie să intrăm în odihna pe care Dumnezeu ne-a dat-o în El. Nu vrem să facem așa, ai treaba noastră. Avem libertate. Avem libertate de alegere, dar de regulă alegem rău, nu? Și oamenii au libertate să aleagă, să vină la standul dumneavoastră? Cu ce fel de atitudine vin? Sunt suspicioși sau se grăbesc să pună mâna pe ceva ce-i gratis? Unii chiar reacționează. Băi, gratis. Și eu îi întreb adeseori, la voi gratis ce înseamnă? Cu lei sau cu bani? Păi cum că nu se poate? Măi... Le vor să ia cărți fiindcă sunt gratuite? Sau cum? Realitatea este că unii iau, alții... Și ți-a aflat de ce nu vor să ia? Concepții și concepții. Deci ar trebui să punem multe ca să... Dar nu e locul ca să... L-am auzit pe un domn care a venit aici întrebându-vă dacă, nu știu, despre care Noul Testament sau despre Vechiul Testament, se întreba dacă e traducerea corectă, dacă nu cumva aveți altă traducere. Aveți? Eu știu că Biblia e una la toți. Excepție a unii care au schimbat anumite adevăruri în concepția lor. Dar Biblia este aceeași. Orice Biblie care s-a respectat, care a vrut să respecte cuvântul lui Dumnezeu, nu te duce în rătăcire. L-ați convins pe domnul respectiv că nu aveți un Vechi Testament care să-l ducă în rătăcire? Nu, că el vrea un testament mic, adică un Vechi Testament tot așa mic. Nu ai cum să faci un Vechi Testament așa mic, pentru că sunt 39 de cărți. S-a plecat cu mâna goală de aici? Nu, a luat destul de multe. Că la început a zis că vrea să plătească. Plătește. În glume am spus că... Deci plătește. Ce fel de cărți aveți aici? Păi, ce avem, deci vă iau cu cele care sunt valabile aparent numai anul acesta, calendarele.
apoi tractate cu diferite teme, veșnicia, omul întreabă, Dumnezeu răspunde, Evanghelia după Ioan, Iisus unica speranță, scrisori către tineri, David, cărți care sunt conținutul unor epistole a Evanghelilor, de exemplu, Biserica sau Adunare este istoria bisericii până la anumit an, în lume, puțin și din istoria bisericii din țara noastră. Am văzut și meditații zilnice? Asta, meditații zilnice, care este calendarul. Ce ați văzut că iau oamenii mai mult de aici? Ce fel de titluri? Cum vedeți, la unii le place o culoare, alții le place altă culoare. Așa și aici, și cu cărțile. Ce am remarcat, pentru unii, un tractat dacă are o floare, este ceva atrăgător. Pentru unii, altul, depinde, vedeți, cu fiecare, cum fiecare avem o atracție după una sau după alta, așa și așa aici. Ce ați învățat din meseria asta de a veni la Târgul Gaudeamus cu cărți care se dau cadou? Ziceam la colegul care sunt aici, numai asta n-am crezut că voi face. Deci ieșa din preocupările mele, dar Dumnezeu așa are grijă, de multe ori se ne pune să facem, nu ce vrem, ce vrea El. Și aia e bine. Deci nici prin gând mi-a trecut vreodată ca eu să fiu la un stand sau să stau după teșgheasă, nu. Dar Dumnezeu spune, du-te că cu puterea care o ai, cum spune lui Gedeon, nu trebuie să te gândești. Păi el a fost un sperios la început. Păi, vă era teamă să interacționați cu oamenii? Da, eram așa, nu știu de ce, dar e lucrarea celor rău care te... Și acum cum vă descurcați? Se iscă discuții multe? Să nu, păi cum? Asta fiecare vine și unii cu una, unii cu alta. La toate, Dumnezeu ne dă înțelepciune, să le dă în răspuns. Unii pleacă mulțumiți, alții nu, cam. Unii oameni nu se mulțumesc cu Dumnezeu, de ce nu? Da, păi, cu răspunsul care îl dă unui om. Care e cea mai mare mulțumire a dumneavoastră de aici? Mulțumirea este că peste ani, nu vreau să cobor importanța altor ștanduri, N plus 1 ne-au spus, pentru voi viu. Pentru ștandul ăsta. Deci am făcut niște prieteni care... Ce trebuie mai mult? Nu? Deci... Motivația este să vedem în veșnicie. Unii seamănă, alții udă, dar cel ce face să crească e Domnul. Deci acolo este răspunsul. Dacă Dumnezeu face să crească, atunci este cu folos toată munca ce s-a făcut. Și noi și alții și care face acest lucru. Pentru că cele vrebelnice le las azi, acum, azi sunt istorie. Dar ce este veșnic, nu ce fac eu pentru Domnul, ce a făcut Domnul cu mine rămâne valabil. Deci eu ce fac e zero. Ce face Domnul cu fiecare, aia rămâne. Iată ce spun vizitatorii despre cartea creștină care le-a ieșit în cale. Sau în calea căreia au umblat ei. Cui duceți corabia fantastică a lui Noe pe care ați luat-o de la Casa Cărții? Fetiței mele. Am trecut pe aici ieri cu ea și a văzut-o și a fost fascinată pentru că știa deja, au avut o discuție la grădiniță pe tematică. Și... Ce, la o grădiniță creștină? Nu. Este la o secția maghiară, la o grădiniță normală unde este o grupă de secția maghiară și le prelucrează subiecte din Biblie și de istorie și... a văzut-o, a recunoscut-o și și-a dorit, a spus că vrea să scrie purașului, să-i aducă... Ce, o corabie? Arca lui Noe, da. Să-i aducă arca lui Noe? Vrea să plece undeva? Nu, vrea să se joace cu ea. Îi se părea... A stat vreo 10 minute, a studiat-o, s-a jucat cu ea și... Noastră v-ați convins că e chiar decisă după ce s-a uitat atâta? Cum o cheamă? Anna Petra. Cum vi se pare oferta de carte creștină? Vă interesează în general? Nu prea citiți așa ceva? Eu nu sunt o persoană foarte religioasă, însă sunt credincioasă. Deci nu... Asta înseamnă ce? Că citiți? Religiile le-a inventat omul și că Dumnezeu este unul. Și nu prea citesc pe o anumită direcție religioasă, ci mă interesează și subiecte din budism și din creștinism și din toate... Care e cea mai interesantă carte
cu tematică, nu știu, creștină, aș zice, pe care ați citit-o? Creștină, am citit doar Biblia, deci nu. Citit-o de la cap la coadă? Nu. Pasaje. Cât de mult citiți? În funcție de timpul disponibil după servici. De cât de mult vă place să citiți? Citesc. Nu e o plăcere, e o necesitate. De ce e o necesitate? De ce sunt așa importante cărțile? Dar nu cărțile sunt importante. Ideile. Cărțile sunt numai un mijloc de transmitere a ideilor. Ce gen vă place cel mai tare? Până acum ați văzut că vă place? Științifică? Științifică, în primul rând. Normal. Fizica, ca regină a științelor. Și pe urmă, chestiile umane. Aici ce ați văzut ce v-ar interesa la Casa Cărții, la stand? Cărțile ce țin de istorie, în special de istoria Vechiului Testament. Aici, la Casa Cărții. Ați trecut și pe la celălalt stand de carte creștină ce oferă gratuit cărți? Am trecut, dar anii trecuți mi-am luat toate broșurile și le aveam și în copilărie. Alea nu le-am mai luat. Ce carte citiți zilele astea? Am mai multe începute, deci nu mă duc cu o carte, concentrat pe o carte. De aici ce ați vrea acum, de pe rafturile editurii Casa Cărții, ce ați vrea? Aveți în mână deja. Aș vrea mai multe, dar mă limitez din cauza, până la urmă, costurilor. Dacă ar fi să cumpăr, dar trebuie să dau câteva sute de lei și nu sunt dispus să dau pe hârtie tipărită. Prima dată la Gaudeamus, la Târgul de Cărți, la Cluj. Da, prima dată. Ce impresii? Până acum n-am apucat să văd prea mult, dar pare interesant pe aici. Și cum de la standul de carte creștină, la Casa Cărții? Vă interesează? Da, citesc în general carte creștină, sunt creștină și îmi place să citesc. Cam ce până acum? Ce ați citit? Karen Kingsbury, în general, și Cetatea Blestemată de la Casa Cărții. Beletristică? Da, beletristică. Dar îmi place și apologetica. Mi se pare interesantă. Ce vă place cel mai tare? Dar e beletristica cel mai mult, cred. Studentă sau lucrați? Studentă. Da? Anul întâi la FSEGA, științe economice. Beletristica e o răsfăț. Da, în timpul liber, chiar. N-ați apucat să cumpărați nimic de aici? Nu, încă, da, o să mă uit și... Ce v-ar plăcea să găsiți? Da, nu știu, ceva ce n-am citit, ceva nou. Lipsiți de la oră sau e deja timpul liber, domnule director al Liceului Teologic Baptist Emanuel? Da, mulțumesc, sunt după ore, am venit să văd și o ofertă de carte. De carte sau de carte creștină, că suntem la un stand creștin? De carte în general și de carte creștină în special. Știați că este și sunt standuri de carte creștină? Da, știam și am venit să văd. Căutând ceva anume? Mai degrabă să-mi fac o impresie despre ofertă, despre noutăți, despre lucrurile pe care le știu sau aș vrea să le cumpăr. Curiozitatea e un lucru cheie, nu? Pentru un profesor. Curiozitate, pe de altă parte, da. Și forma aceasta de oferte, reduceri și cărțile merită cumpărate și atunci orice reducere e binevenită. Pentru cei mai tineri, dar nu numai, un îndemn. Citiți pentru că? Citiți pentru că vă veți dezvolta și vă veți descoperi pe voi înși vă. Despre rafturile editurii Casa Cărții, prezente la târgul Gaudeamus 2017 Cluj-Napoca, ne vorbește domnul Teofil Stanciu, editor coordonator. Pe rafturile astea stau cam câte cărți? Din cele peste 250, aproximativ 200 și ceva de titluri avem aduse aici la târg. E prima participare la Cluj, la Gaudeamus Cluj, da? Da, la Gaudeamus Cluj e premieră. Și în rest? În rest am mai fost în Oradea și în București anul trecut. Ați putut să vă faceți o impresie despre cum merg lucrurile la Gaudeamus Cluj în comparație cu celelalte? Oarecare impresie ne-am făcut. Foarte frig. Anul acesta vremea se pare că n-a ținut foarte tare cu participanții, cel puțin cu expozanții. Deci e importantă vremea, pentru că și în funcție de vreme oamenii vin aici sau nu. Stau acasă sau altundeva. Da, am constatat că da. Azi dimineață aveam impresia că nu o să mai vină nimeni astăzi. Eram noi și colegii de expoziție și dârdiam toți împreună. Dar totuși au venit oamenii. Și cum s-au arătat?
cât de interesați? Câți vin din medii religioase în care consumă carte creștină? Câți vin din afara unor asemenea medii să se uite la cărți? E foarte greu de precizat. Ce am constatat e că oamenii sunt destul de reticenți. Nu față vor... de carte creștină sau față... Nu vor să dialogueze, adică preferă să se uite în liniște, să-și aleagă dacă doresc un titlu. Noi le oferim catalogul și după aceea decid dumnealor. Dar destul de puțin reușim să interacționăm și să aflăm de unde provin, dacă sunt interesați de genul acesta de carte. Asta am constatat și se pare că e oarecum și specific Clujului, că dialoguează mult mai puțin decât cei din București, de exemplu, unde dialogurile erau foarte lungi și savuroase uneori. Deci faceți, îndrăzniți să faceți sau nu, recomandări oamenilor care vin să se uite? Le facem în măsura în care sunt interesați de ele, dar ce am observat este că de obicei copiii se opresc și se uită la cărțile colorate pentru copii, la Biblie. Pun mâna? Pun mâna. Bravo. Au corabia lui Noe aici care îi atrage și vor. Dar am constatat că foarte mulți părinți nu vor să le cumpere. Când văd cărți creștine, zic, nu, așa ceva, nu. Și copiii insistă, părinții insistă și până la urmă câștigă părinții, de obicei. Câștigă părinții? Da. Nu. A fost o constatare, așa, nu știu cât, ce valoare statistică are, dar zilele astea am văzut de mai multe ori întâmplându-se astfel de incidente, să le spunem. Apropo de părinți și copii, ce ofertă aveți? Cât la sută din oferte e pentru adulți, cât e pentru copii și ce fel de genuri ați adus? Categoria de carte pentru copii are undeva la 30 ceva de titluri, iar restul se împart în două categorii mari, cărți de ficțiune și non-ficțiune, sau așa sunt numite acum. Iar această categorie de non-ficțiune, aici avem cărți de referință, dicționar de nume biblice, dicționar enciclopedic, practic conține toate numele care apar în Biblie, o introducere în studiul Vechiului Testament, comentariu cultural istoric, enciclopedia Bibliei. Care îți spune că sunt mai rare? În general, cărțile pe Vechiul Testament sunt cele mai căutate. Cum e acesta, ghid de artă creștină? Mie mi se pare un volum rar. Este unicat în peisajul publicistic românesc, nu numai evanghelic, dar este o carte foarte vitregită. Interesul a fost extrem de scăzut pentru ea, am încercat mai mult. Ai pus-o destul de în față? Mereu am pus-o în față, dar poate că e și mare, nu știu, dar... Mare, frumoasă. E colorată. Toate reproducerile sunt color, hârtie de foarte bună calitate și oamenii care au scris-o sunt de foarte bună pregătire. Doar că, nu știu, cel mai probabil nu se caută genul acesta de carte, artă în mediul nostru. Altă explicație nu prea am, nu știu să vă spun. E puțin mai scumpă, într-adevăr, dar și costurile de producție au fost foarte mari pentru cartea respectivă. Costurile... Apropo de costuri, până acum, cum vedeți? Ieșiți în profit pentru că ați venit la târgul Gaudeamus? Merită? Ieșiți în pierdere? E greu de făcut o socoteală foarte precisă, fiindcă sunt factori de care nu putem, pe care nu-i putem evalua. Matematic se poate trage o linie și spunem, da, am ieșit pe plus sau pe minus, dar faptul că suntem prezenți, că ajung oamenii să ne vadă, să ne știe că existăm, contează și nu ne putem da seama în ce măsură, că s-ar putea ca o comandă importantă să vină peste 3 luni pentru că cineva ne-a văzut aici. Deci e important și să fim văzuți, să se știe că existăm. Sunt cititori care ne-au văzut pe internet, ne cunosc foarte bine, dar n-au ținut cărțile în mână și vor să facă chiar asta, să le vadă. Experiența asta. Da. Cât e de important să ai experiența asta, să nu doar dai click pe net, ci să pui mâna pe carte, să vii aici și să pui mâna pe orice carte vrei și ele sunt aici într-o varietate așa de mare. Pentru mine, care lucrez cu carte, e esențial această experiență. Mie îmi place și mirosul de carte și atunci țin să văd cărțile, să văd ce hârtie, ce design interior au. Dar sunt și oameni pentru care asta e un aspect secundar, depinde de client. Ce alte categorii mai aveți? Pentru că ne-ați vorbit despre
introduceri în studiul Vechiului Testament despre ghid de artă creștină, dicționare, ceva mai diferit, la un pol opus eventual? O colecție importantă în care aducem mereu noutăți este cea de mărturii. Mărturii misionare, convertiri, să spunem creștinismul viu, creștinismul care se întâmplă și în zilele noastre, mărturii din trecut. Oameni care au fost dispuși să sacrifice, să meargă misionari, să facă misiune în România comunistă. Avem o carte, de exemplu, despre un misionar care aducea Biblii în vremea comunismului în România. Această categorie, cum ziceam, încercăm să o ținem mereu proaspătă, să aducem mărturii din diverse zone ale globului. De ce? Pentru că se vinde mai bine decât altă categorie? Nu, ci pentru că am vrea să transmitem un mesaj simplu. Dumnezeu nu ține cont de granițele pe care le vedem și lucrarea Lui nu e limitată la un anumit spațiu. De obicei suntem axați pe Europa, America. Dar se întâmplă lucruri fascinante și în Asia, în India, în America de Sud, în Cuba, în Coreea de Nord. Și vrem să aducem în atenția publicului toate aceste locuri în care creștinismul e viu și oamenii sunt dispuși să se sacrifice, să trăiască o viață autentică și cu credință în Dumnezeu. Cât de importantă ați spune că e cartea creștină în viața unui om deschis, curios, nu neapărat credincios? Depinde și cum o definim. Dacă prin carte creștină înțelegem doar carte publicată de edituri evanghelice, se pot lipsi de o mare parte din cărțile noastre, poate mai puțin cărțile de referință, fiindcă acolo sunt lucruri de cultură generală pentru orice om care vrea să cunoască cât de cât Biblia. Și după cum știm, Biblia este cea mai bine vândută carte a lumii. Și atunci... Aveți acest bestseller pe stand? Da, îl avem. Și materialele de referință vin de obicei să ajute la studiul Bibliei. Dar dacă definim cartea creștină ca fiind o carte scrisă de oameni care cred în Dumnezeu, atunci eu cred că nu se poate să te lipsești de această carte decât... Dacă ești credincios, nu? Și dacă nu ești credincios, fiindcă cred că ține de cultura generală, pe de o parte, și de nevoia de a cunoaște câte miliarde de creștini sunt, că nu mai știu exact, foarte multe miliarde de creștini, oameni care cred în Dumnezeu și a ignora tot ce se întâmplă în acest areal creștin, înseamnă să ignore o mare parte din umanitate. Ori asta deja e o formă de ignoranță, după părerea mea, care n-ar trebui să existe nici măcar la atei. Și ateii ar trebui să citească, la fel cum și noi ar trebui să citim ce părere au ei despre creștinism. Dacă ar fi să alegeți un citat cu care să încheiem întâlnirea noastră, dintr-o carte pe care o aveți aici, pe stand, ce ați alege? Sau un titlu cu care ați putea încheia întâlnirea noastră și să fie o încurajare pentru cei care sunt deja cititori sau pentru cei care încă nu sunt atât de mari cititori. Mă gândesc foarte mult la generațiile care vin după noi. Cei care au trecut ne-au educat într-un anume fel, ei se duc. E bine să îi respectăm, să ne preocupăm, dar cred că contează foarte mult cum îi educăm pe cei care vin după noi. Și în felul acesta formăm viitorul țării, viitorul bisericii, le dăm un contur. Și de aceea o să aleg o carte care exact la asta se referă, cuvinte pe care trebuie să le audă copiii. Și citesc doar cuprinsul, ce ar trebui să audă copiii. Te poți baza pe mine, te prețuiesc, îmi pare rău, părintele să-i spună, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, am greșit. Nu, trebuie să le spună și nu. Și trebuie să le spună foarte des, te iubesc. Sunt doar câteva, nu le-am zis pe toate, ca să rămână și surpriză pentru cititori. Cum, cu te iubesc e bine să încheiem întotdeauna? Da. Cartea creștină la târgul Gaudeamus 2017 Cluj-Napoca a fost subiectul acestei întâlniri, în care am stat de vorbă cu reprezentanții editurilor GBV și Casa Cărții. Să aveți parte de carte și de toate cele bune!